Moldova este gata de Olimpiada de la Rio. Comitetul Național Olimpic și Sportiv a prezentat echipamentele membrilor delegației moldovenești care vor participa la competiția internațională. Tot astăzi a fost inaugurată și Casa Olimpică. Sportivii moldoveni vor avea 3 ținute la Jocurile Olimpice. La ceremonie de deschidere, ei vor purta costume de culoare albă și albastră cu nuanțe de bleu. Acestea au fost confecționate de o companie franceză. Ținutele clasice reprezintă un costum bleu, iar membrii delegației le vor purta la evenimentele de protocol. Prețul celor 2 costume pentru un sportiv este de aproximativ 11.000 de lei. Iar echipamentul de concurs confecționat în Spania este format din 14 unități și valorează 4.600 de lei. Culorile dominante ale ținutei sunt gri și albastru. Mă sunt comod, adică senzația că merg spre Rio deja. Echipamentul este comod, e alegere bună, cum și-am mai spus. Sperăm să o reprezentăm frumos la Jocurile Olimpice. Moldova va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de 21 de sportivi. Înainte de prezentarea echipamentului, a fost inaugurată și Casa Olimpică. Panglica de inaugurare a fost tăiată de președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv Nicolae Juravski, de sportiva Alexandra Mârca și de președintele Parlamentului Andrian Candu. În cadrul evenimentului a fost dezvelită și sculptura în bronz Excelența Olimpică. După cum vedeți, e vorba de un edificiu sportiv. Panglica se susține pe o instalație de la săritura în înălțime. Bineînțeles, e să fie plină de rezultate deosebite în sport. Medalii, cât mai multe, cât mai din ele mai aurii ar fi mai bine. Mișcarea olimpică, în general, are o tradiție foarte bogată. Moldovenii sunt talentați și în sport. După inaugurare, Nicolae Juravski le-a organizat invitațiilor o mică excursie prin Casa Olimpică. Sediul renovat al Comitetului Național Olimpic și Sportiv va găzdui Muzeul Olimpic și sediile altor organizații și fundații sportive. Vom putea invita și oaspeți înalți din Forumul Internațional Olimpic, la care putem, avem unii să găzduim. Plus la aceasta, avem posibilitate să amplasăm asociațiile sportive, federațiilor naționale, fiindcă majoritatea din ei stau cu adresă juridică la casele lor, în apartamente. Pentru renovarea clădirii s-au cheltuit peste 10 milioane de lei.